Tragedia din Mureș a avut loc pe un drum național din zona localității Chibed, aflată între Sovata și Târgu Mureș. Doi oameni au murit, iar alți 11 au fost răniți în momentul în care un tir scăpat de sub control a intrat într-un microbus care transporta navetiști. Pe imagine surprinse de o cameră de supraveghere din zonă se vede cum mastodontul intră cu viteză într-o curbă, ajunge pe contrasens și lovește frontal microbuzul care circula regulamentar. În urma impactului violent, șoferul microbuzului a murit pe loc. Și pentru răniți și pentru șoferul, că e nevinovat. A zis comotoria și atât am auzit. Și când am ieșit, atunci am ajutat la oamenii care scoteam pasagerii din autobuz. Și camionul a intrat în contrasens și a lovit pe autobuz. La fața locului, cei de la ISO au găsit dezastru. Trei victime încarcerate și alte persoane aflate, alte victime aflate în afara autoturismelor. Intervenția a fost dificilă, a fost nevoie de sprijin din cadrul detașamentului Târgu Mureș pentru descarcerare, întrucât impactul a fost foarte puternic, iar victimele prinse în interior au deformat într-un mod semnificativ caroseria microbuzului. Șoferul tirului spune că nu știe cum a ajuns pe contrasens. Camionul a trebuit să mă întreabă de volan dreapta, s-a învârtit volanul. El zice că, nu știu, s-a defectat direcția de... Cei 12 pasageri răniți în urma accidentului au fost preluați de medici și duși la spital. La Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș au ajuns 12 victime, 3 de cod roșu, 6 de cod galben și 3 de cod verde. Dintre pacienții de cod roșu, unul a decedat în cadrul locului smurt. A doua persoană decedată este o femeie de 48 de ani, pasageră în microbuz. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. A fost propăd și în județul Buzău, de data aceasta la o trecere la nivel cu calea ferată fără bariere. Accidentul feroviar i-a șocat pe locuitorii din zonă și asta pentru că șoferul autoturismului care l-a provocat a forțat trecerea peste calea ferată deși a văzut că trenul se apropia cu viteză. În urma impactului, trei oameni au murit pe loc, iar alta a ajuns la spital cu răni grave. Polițiștii încearcă acum să afle ce s-a întâmplat. Un accident grav a fost și lângă o școală din Sighetul Marmației. Trei persoane au fost pulberate de o mașină în timp ce traversau strada regulamentar. Printre ele și o fetiță de 10 ani. Cel mai probabil, celelalte două victime, bunica și mătușa ei, o luau de la ore în acel moment. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Minora este în stare gravă în urma accidentului. Ea a rămas prinsă sub mașină și a fost scoasă abia la sosirea forțelor de intervenție. A fost resuscitată și intubată, apoi elicopterul smurt a dus-o la spitalul din Baia Mare. Cele două femei au fost și ele internate. Șoferul are acum dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. A fost testat pentru alcool, însă rezultatul a fost negativ.